plecarea PLDM-ului din alianță a fost comentat diferit de către ceilalți lideri politici din Republica Moldova. În timp ce opoziția a fost încântată de pasul liberal-democraților, șeful statului, Nicolae Timofti, încearcă să o facă pe salvatorul alianței de guvernare. Președintele va avea așadar discuții separate cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană și cu partidele parlamentare de opoziție, dacă va exista o asemenea disponibilitate, în încercarea de a fi identificată cât mai curând o modalitate prin care să fie depășită actuala criză politică. Șeful statului consideră că Republica Moldova trebuie să aibă un guvern funcțional cu sprijin parlamentar solid pentru a putea pune în aplicare amplele reforme structurale și politice care au început în țara noastră și care au fost convenite cu principalul partener extern al Republicii Moldova, Uniunea Europeană.